găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Cristian Dima, președintele ALDE Galați. Bine ați venit alături de noi, domnule Dima. Vă mulțumesc de invitație, salut telespectatori. Domnule Dima, ce s-a întâmplat la ultima ședință de Consiliul Local? A fost acolo niște discuții, niște fricțiuni între consilierii ALDE și restul lumii? M-ați luat așa repede cu întrebarea, ați intrat direct în subiectul Parlamentului Local. Da, chiar am urmărit înregistrarea făcută de la fața locului și de reportii de dumneavoastră. Este o situație destul de lungă, cred că a fost cea mai lungă ședință de Consiliu Local din mandatul acesta. Vorbim de 69 inițial de puncte pe ordinea de zi, care s-au transformat probabil în 64. Cred că, dacă mi-aduc aminte bine ce am văzut, un singur punct pe ordinea de zi a fost destul de dezbătut și a stârnit foarte mult atenția și a consilierilor, dar în primul rând a presei. Eu am convingerea că experiența domnului doctor Bugeac a vrut să, prin experiența domniei sale acumulată, a vrut să atragă atenția asupra, el fiind și președintele Comisiei de Cultură și Sport câteva mandate, acum cred că nu mai este președinte, este domnul Ilie Zamfir, consilier local, un alt sacru în materie de experiență pe acest domeniu. Cred că atenția care au vrut să o, sau punctele care au vrut să le aducă în atenția Consiliului Local și aparatului de specialitate au ținut de elementele sau au ținut de ce constă sau în ce constă elementele de legalitate a hotărârii. Acum poate telespectatorii nu sunt suficient de bine actualizați, să spunem, cu informațiile. Asta vreau să vă rog, dacă se poate cred să faceți un rezumat. Ce s-a întâmplat acolo și dezbaterea, cum a evoluat și cum s-a denaturat, mai bine spus, sigur că nu sunt în acord și sunt absolut dezaprob abordările acestea și dialogul interminabil pe un subiect care putea fi mult mai ușor așezat, dar nu înțeleg de unde a pornit greșeala și cum s-a ajuns în situația asta. Cert este că ședințele Consiliului Local nu trebuie să desfășoare sub auspiciile neîncrederii, așa cum nici Parlamentul Național nu trebuie să planeze asupra lui neîncrederea și lipsa de profesionalism. Nu, dar cum ați spus și dumneavoastră, cade record după record în ceea ce privește lungimea ședinței de Consiliul Local în ultima perioadă. Exact. Eu aș vrea să aduc câteva clarificări. Cred că în prima parte a ședinței s-a prezentat situația Transurbului. O situație care a fost extrem de periculoasă pentru Consiliul Local, pentru conturile primăriei, pentru conturile Transurbului. Din câte știu eu, au o datorie de peste 10 milioane de lei la bugetul de stat, datorie care a fost cumulată în timp și care avea termen de plată cu o zi înainte de finalizarea, înainte de ședința Consiliului Local. Dacă banii nu erau în contul ANAF-ului, cu o zi înainte de ședința de Consiliul Local, cred că era vorba de vreo rată de, cred că era vorba de o rată de 3 milioane de lei sau în jur de 3 milioane de lei, ANAF-ul, conform legii, bloca conturile primăriei, punea sechestru pe bunurile primăriei, în egală măsură cum punea sechestru pe bunurile Transurbului și bloca conturile Transurbului. Acum că blochez conturile unei societăți de servicii publice aflate la dispoziția Consiliului Local și a cetățeanului, este foarte grav. Dar faptul că ajungi să blochezi conturile primăriei și să pui sechestru pe bunurile primăriei devine o situație incendiară și extrem de gravă pentru toată comunitatea și pentru toată derularea activității și toate proiectele de investiții ale Consiliului Local. Nu se mai putea vorbi astăzi, de exemplu, despre încălzirea populației care sunt încă racordați în sistemul centralizat, nu se mai putea vorbi despre iluminatul public, nu se mai putea vorbi despre niciun serviciu. Dacă mâine ninge, nu puteai să scoți mijloace de transport pentru că nu aveai cum să închei contracte cu furnizorii dacă nu sunt încheiate între timp. E în această situație extrem de gravă și de delicată pentru primărie. S-au făcut o mulțime de artificii și aici aduc un mare atribut și mulțumiri celor din aparatul administrativ al primăriei care au reușit pentru un artificiu să solicite o amânare, dar nu o reeșalonare, pentru că deja era într-o formă de reeșalonare, că nu se mai puteau accepta reeșalonări din partea Transurbului pentru datoriile istorice sau vechi.
au găsit o formă de amânare a plății pentru datoriile curente, în așa fel încât nu s-a ajuns la blocarea conturilor nici a primăriei, nici a Transurbului. A doua zi, să găsești o sumă de 500.000 de lei doar pentru un singur club de sport, un singur club sportiv, mi se pare oarecum lipsit de etică, să spunem. Dar etica are rolul și importanța ei, sau poate moralitatea, dar vorbim în primul rând de legalitate. Eu am avut o discuție cu doctorul Bugeac, care, sigur că, așa cum am spus, apreciez experiența pe care a acumulat-o domnia sa în 5 mandate de consilier, și l-am întrebat: domne, ce s-a întâmplat acolo? Domnia sa mi-a spus că a verificat proiectul pe ordinea de zi și a constatat, așa cum au mai constatat și alți consilieri, că nu se găsește în spatele hotărârii de Consiliul Local sau proiectului de hotărâre o anexă care să prevadă în mod expres suma, capitolul bugetar de unde se scoate și cât mai rămâne în acest capitol de sponsorizări și sprijin a cluburilor sportive din Galați, cât mai rămâne pentru următoarea, pentru rectificarea ca atare. Plus că, din câte știu eu, în Consiliul Local nu s-a propus rectificarea bugetului, ci s-a propus doar aprobarea execuției bugetare. Deci erau câteva elemente care, în opinia domniei sale, nu erau clarificate. A solicitat clarificări. De aici încolo nu mă interesează cum s-a ajuns, sau nu vreau să dezbat eu, nu că nu mă interesează, mă interesează ca orice cetățean să nu fie luat în râs sau în batjocură de nimeni, cu atât mai mult un membru ALDE, dar nici să nu arătăm o lipsă de respect față de cetățeni printr-o dezbatere nepotrivită sau neprincipială. Dar în sensul că nu vreau să intru în amănuntele cum au ajuns ei să facă asemenea dezbatere și ce a stat în spatele acestui comportament care nu face cinste unui membru din Parlamentul Local. Acestea au fost elementele care mi-au fost aduse la cunoștință de către consilierul Bugeac Gheorghe. Dar cum am ajuns să transformăm asta într-un element care ține mai mult de lipsa de respect față de cetățeni prin această dezbatere, repet, nu vreau să intru în aceste amănunte. În schimb, pot să țin cont de legalitatea celor prezentate în ședința de Consiliu Local. Și până la urmă era doar un singur punct pe ordinea de zi. Dacă ceilalți consilieri considerau că pot să facă această finanțare, chiar dacă nu, în opinia unuia sau altuia, nu îndeplinește condițiile pentru a fi propusă pe ordinea de zi, puteau să o facă. Dar dacă vorbim de spiritul și litera, ceea ce înseamnă sprijinul cluburilor sportive, sportului de masă, îl definim prin, exact cum am spus, sportul de masă. Eu cred că din bugetul local, din banii tuturor contribuabililor dintr-un județ, dintr-un municipiu, cum este municipiul reședinței de județ, cum este Galațiu, nu s-a propus și nici legea nu îndrumă în acea direcție să se plătească sau să sprijine performanța. Noi nu cred că prin banii contribuabililor trebuie să plătim ca un club sau ca o echipă să câștige locul 2 în campionatul național sau locul 4 sau locul 7. Dacă mă gândesc bine, este, și nu sunt greșit informat, este cea mai bine plătită sau cea mai mare subvenție dată, ca să nu spun plătită, cea mai mare subvenție care este alocată unui club sportiv de pe raza sau care activează în raza municipiului sau în județul Galați. Până la urmă, nu cred că ăsta este scopul finanțării. Eu cred că scopul finanțării este, așa cum știm de întotdeauna, in corpore sano, mens sano, in corpore sano, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Noi trebuie să plătim sau să sponsorizăm, să susținem sportul de masă, sportul în general, cluburile care practică sport și practică discipline sportive în școli, în licee, în cluburi autorizate sau în cluburi sportive, dar nu neapărat performanța. Dacă mă gândesc că am avut echipă de top mondial la hockey, nici ea nu cred că a fost atât de tare susținută cât este clubul Phoenix. Și în al doilea rând, cred că toate cluburile și toți cei care au făcut și îndeplinesc condițiile legale pentru a fi susținuți în ramura sportivă pentru care au făcut solicitare, trebuie să li se echilibreze suma. Sigur că se ține cont de performanță, că alte criterii nu prea ai decât numărul de sportivi legitimați și performanța, dar în același timp nu poți să pe unii să îi privilegiezi, majoritatea de fapt să le
aduci un prejudiciu și pe unii, doar unii, să-i scoți și să-i privilegiezi. Mi-aș dori foarte mult ca lucrurile să fie la fel de bine aprofundate în ceea ce privește cartierul Cantemir, cartierul Siret, pentru că acolo e în continuă discuțiile între premier și primăria Galați. Eu am mai abordat această temă, mi-am mai expus opinia mea și a ALDE Galați. Am spus că am avut discuții personale cu premierul, la acea dată ministrul economiei Mihai Tudose, pe principiile dezvoltării regionale. Și eu cred că Galațiu, împreună cu Brăila, această a doua aglomerare urbană după București, Ilfov, are un proiect de dezvoltare extrem de frumos. Trebuie doar să se înțeleagă. Este adevărat, dar iată că viziunea dumneavoastră în acest moment nu este împărtășită practic de premier, care spune că lucrurile nu sunt clarificate. Și că oamenii care trăiesc în acest moment în cartierul Siret ar trebui să aibă buletine de Brăila. Distanța de la ministrul economiei până la primul ministru al României probabil trece, că schimbă trece printr-o formă de oboseală diferită, care modifică gândirea și comportamentul economic în general sau în particular. Eu cred că Galațiu și Brăila trebuie să dezvolte proiecte comune pe acea regiune, pe acea zonă, în toată regiunea și în special pe acea zonă, extrem de importante pentru colaborarea și cooperarea dintre cele două mari orașe, dezvoltând o metropolă. Că ajungem să ne certăm pe niște teren agricol nu este onorant pentru niciuna din părți. Cele 650 de hectare de care discutăm sau pe care le avem în discuție prin solicitarea Guvernului României trebuie să facă obiectul unui program de dezvoltare și a unui proiect de dezvoltare care să fie onorant pentru ambele părți. Acum, cine și unde are buletinul, mai puțin contează, poate contează în ceea ce privește taxele și impozitele unde se plătesc. Atunci fiecare administrație luptă pentru ca locuitorii dintr-o anumită zonă sau dintr-un anumit areal să contribuie la bugetul local. Dar nu este doar soluția unde contribuie, ci ce faci, sau de multe ori contează ce faci cu banii care ți-i aduc contribuabili. Ca de exemplu, dacă acești contribuabili sunt foarte corecți și vin și îți plătesc taxele și impozitele, tu nu respecti sumele încasate și încerci să le distribui fără o minimă, știu eu, randament economic sau productiv, atunci sigur că ajungi în situația nepotrivită și indiferent câți bani ai avea, nu știi să-i administrezi, tot rău este. Dar eu cred că și cred în continuare că în cel mai scurt timp Galațiu împreună cu Brăila trebuie să dezvolte un proiect comun pentru acea zonă. Și să nu vorbesc politicianist așa la general, cred că oferta Galațiu trebuie să se desfășoare foarte, foarte repede și nu printr-un contract de închiriere pe termen de 4-5 ani. Și pe mine m-ar supăra dacă eu constat că ți-am dat în exploatare un bun care să dezvolți un proiect și fondurile europene și Europa ne pedepsește dacă noi primim bani și sau bun și sau bunuri pentru a dezvolta o afacere sau o zonă și noi o închiriem pentru teren agricol. Suntem serioși sau arătăm că avem o viziune de ansamblu asupra dezvoltării când noi vrem să facem agricultură între cele două metropole? Aș vrea să ne mutăm cu discuția pe un subiect național și acesta vizează legile justiției, un subiect care în continuare suscită atenția atât în România cât și în afară. Există o rezistență în ceea ce privește legile justiției, pachetul de legi propus de Tudorel Toader, de ministrul de resort, în cadrul României și cu toate acestea există și o nevoie comunicată de Uniunea Europeană de a ne da un upgrade în ceea ce privește justiția. În multe domenii, România și din punct de vedere legislativ, și spun în multe domenii, suntem, să spunem, pe locul care nu ne onorează 26-27, ne luptăm în coada Europei cu Bulgaria și mai multe elemente concură la această nefericită sau neonorantă poziție. Legile justiției și pachetul de legi pe justiție sau elementele ce țin de justiție trebuie upgradate, cum spuneți, este obligatoriu ca ele să fie actualizate cu legislația europeană. Avem, din câte știu și atunci când eram în Guvernul României, aveam o presiune din partea Europei pentru actualizarea mai multor elemente legislative, dintre care, sigur, că fac parte și sau face parte și pachetul pe legile justiției.
Alianța Liberală și Democraților înțelege importanța corelării legislației românești din România cu legislația europeană. În primul rând, noi susținem trei elemente extrem de importante în tot ceea ce conține pachetul de lege a justiției. O cât mai mare depolitizare a elementului de justiție, adică incluziunea, introducerea cât mai puțin în, știu eu, în numirea magistraților, în pozițiile pe care le dețin oamenii în Ministerul de Justiție și în justiție în general, nu neapărat în minister, că ministerul este automat o componentă politică, are și o componentă politică, cât mai puțin să țină de factorul politic. Este extrem de important ca această profesie să se simtă independentă și să fie independentă, nu numai să simtă. Al doilea element ce ține și ALDE îl susține în mod important este ca drepturile și libertățile cetățeanului să fie protejate și garantate. Cred că orice decizie incorrectă sau nu tocmai în spiritul și legea și litera legii afectează în primul rând calitatea vieții întregului popor. Pentru că dacă oamenii nu se simt siguri, nu se simt că în fiecare zi justiția alături de ordinea publică veghează pentru garantarea drepturilor și libertăților lor, sigur că tot comportamentul în societate se modifică. Și cred că aici vorbim despre răspunderea magistratului. Este, cred că, singura categorie profesională care nu are o răspundere așa cum toate celelalte categorii profesionale au o răspundere pentru actul pe care îl desfășoară în natura profesiei. Vorbim de medici, de învățători, de educatori, de orice profesie vorbim în țara asta, are o răspundere pentru actul pe care îl exercită în atributul profesiei. Mai mult de atât, vreau să aduc o clarificare personală, dar care am discutat-o în cadrul ALDE, asupra elementelor ce țin de întocmirea actului de justiție. Pentru că eu consider că un judecător, este o opinie personală, atunci când privește un dosar complicat, mai mult sau mai puțin, și urmează a fi judecat, are parte de acuzare, să spunem dacă vorbim de un dosar penal, are parte de acuzare tot din partea Ministerului Justiției pe segmentul procuraturii, este foarte greu și presiunea este mare asupra judecătorilor. Eu cred că, în primul rând, orice complet de judecată trebuie să uite, să analizeze factorul anterior judecat. Întotdeauna în România nu se ține cont ca temei de lege, ca izvor de lege, pe judecata anterior constituită pe o anumită speță. Fiecare complet încearcă să inventeze un verdict de fiecare dată. De foarte multe ori ne-ar fi mult mai ușor să ne uităm anterior, toate faptele anterior judecate, care sunt soluțiile date în dosarele respective și acelea să ne fie temei de lege. Coerență, propriu-zis, despre exact, pentru că altfel găsim și întâlnim prea des și de asta ne condamnă CEDO. Avem mult prea multe condamnări la CEDO. Avem mult prea multe sume sau prea mari sumele de plătit din partea condamnărilor și elementelor care țin de, știu eu, de redarea onoarei celor care au fost judecați în opinia CEDO incorrect. Păi îmi amintem când vorbeați despre răspunderea magistraților de o replică a lui Mircea Badea care spunea, spui magistrat în România, spui Dumnezeu pe pământ. Pe undeva există și un suport în sprijinul acestei afirmații. Într-adevăr, răspunderea magistraților este un fapt absolut normal și absolut firesc pentru o coerență în justiție. Orice profesie, cum am spus, are o răspundere în întocmirea actului profesiei sale. Nu poți să fii mai presus de lege. Adică noi știm că judecătorii sunt inamovibili. Nu trebuie să fie influențați, dar în același timp trebuie să judece cu celeritate și în respect pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului. Pentru că dacă anterior, pe aceeași speță, sunt multiple cauze judecate care au o direcție
dată de alte complete de judecată, pe aceeași palier de instanță, să spunem, este inadmisibil din punctul meu de vedere să nu ții cont de ele, ci să de fiecare dată să inventezi un alt verdict sau să fie, cum se spune, băi, mergi la justiție, cum ți-o fi norocul. Nu trebuie să fie cum ți-o fi norocul. Și atunci cum vă explicați faptul că există această pregătire de proteste imediat cum se pune problema schimbării legilor din justiție? Dacă întreb astăzi medicii dacă le-a plăcut atunci când s-a introdus malpraxisul, să spună că nu, și nu numai medicii, vorbim de toate cadrele medicale. Dacă întreb toți cei care sunt cuprinși în actul de studiu și de învățământ să răspundă pentru actele întocmite și despre educația tinerii generații, o să spună că nu. Dacă întreb un constructor, un zidar, dacă îi place să răspundă că n-a pus faianța bine, o să spună că nu-i convine și așa mai departe. Este normal ca atunci când știm cumva șoferii care circulăm cu toții și spunem că ar trebui să respectăm regulile de circulație, ne convin, nu ne convin. Și atunci trebuie să ne gândim că, de fapt, și cei care întocmesc actul de justiție trebuie să răspundă într-un fel sau altul, pentru că așa este corect față de ceilalți membri de societate și față celelalte categorii profesionale. O altă lege care suscită interesul este cea a vaccinării obligatorii. Se poate da această lege în România în momentul acesta, când sunt opinii atât de împărțite la modul radical? Sunt oameni care susțin vaccinarea și oameni care se opun profund acestui act. Wow! Mă treceți prin toate categoriile de informații. Sper să... Avem 25 de minute la dispoziție din cauza aceasta. Vă mulțumesc. Înseamnă că aveți o foarte bună impresie despre mine dacă mă... Mi-ați confirmat impresia aceasta în toate domeniile. Eu, experiența pe care o am și cunoștințele pe care le am în domeniu pot să mă califice să spun că sistemul de vaccinare, vaccinul în sine este de fapt generat de institut sau institute în urma unor studii ample și a unor verificări pe multiple categorii înainte de a fi trecut la injecția sau utilizarea vaccinului pe factorul uman. El are o plajă foarte largă de evaluări și verificări în timp. Nu se ajunge așa cu ușurință. Inventăm un vaccin astăzi și îl utilizăm mâine pe factorul uman fără să apreciem evoluția lui în timp. În schimb, pot spune că nimic din tot ceea ce noi consumăm astăzi ca medicamente nu sunt suficient de verificate în sute de ani. Sunt, sau prea puține, aș putea spune. Cele care au o istorie a utilizării de zeci, sute de ani, acestea pot să fie oarecum certificate de evoluția ulterioară a organismelor umane. Dar pot să spun în felul următor. Medicina a evoluat. Din nefericire a evoluat și sistemul bacteriologic, infecțiile, virusii. Dacă îmi permiteți, ideea pe care o aduc în discuție oamenii care se opun vaccinării, și nu fac niciun fel de partipris, sunt dintre acei părinți care și-au vaccinat copilul, dar îi pot înțelege, pentru că aduc în discuție următorul aspect. Sunt efecte secundare care se întâmplă în urma vaccinării obligatorii sau a vaccinării din schema națională de sănătate. Aceste efecte secundare nu sunt trecute într-o statistică oficială în cadrul spitalelor sau medicilor de familie. Și lucrurile acestea sunt evitate cu obstinație, putând fi făcute cunoscute publicului larg. Că da, există anumite efecte secundare care au o preponderență îngrijorătoare. Puneți-vă o problemă extrem de frumos și inteligent aplicată în această speță. Noi aș putea face, v-am văzut cât de vehement a susținut cauza, aș putea face o scurtă... Am prietene bune care nu și-au vaccinat copiii. Înțeleg. Și pentru părinți, în general, este preocupant acest aspect. Copiii ajung până la urmă în comunități. Și cei vaccinați și cei nevaccinați sunt la un loc. Nu aș vrea să fiu greșit interpretat. Eu cred că, în primul rând, românii ar trebui vaccinați cu obligația de a participa la vot. Da. Pentru că sunt altfel, exact aceeași părere. Altfel avem o societate bolnavă. O societate care, prin lipsa participării la vot, devine o societate insuficient vindecată. Indiferent de votul dat, trebuie să particip la vot. Și aici revin la subiectul care este extrem de important. Eu cred în drepturile și libertățile cetățeanului. Eu cred că la un moment dat
Dacă noi înțelegem să aplicăm acest virus care poate toată lumea știe ce înseamnă un vaccin. Înseamnă preluarea virusurilor care au dus la prin mutații succesive, au dus la îmbolnăvire, trecerea sa în stare pasivă, în așa fel încât organismul, introducerea lui în stare pasivă, fără a avea capacitatea să devină virulent și ca să transforme în afecțiuni sau să aibă o reacție puternică a organismului, încercăm doar să-i creștem imunitatea, ca să încerc să fiu foarte scurt, să nu intru în detalii tehnice, deși mi-ar place foarte mult, că e un subiect, virusologia este un subiect extrem de amplu și îmi place mult cât știu din ea. Dar asta este mecanismul de a imuniza un organism. Dacă ai în aceeași colectivitate o anumită categorie sau un anumit număr de persoane imunizate, o altă categorie lipsită de această imunitate, aparent este lipsită, pentru că prin statul împreună sau prin comunitate se transformă într-o oarecare imunizare. Eu nu sunt adeptul vaccinării obligatorii la orice sau în orice domeniu. Eu cred că elementele care le facem cu toții de-a valma, necontrolate suficient, pot genera efecte necontrolate. Având două categorii de persoane de vârste similare, care evoluează în mod diferit, unele vaccinate, altele nevaccinate, evoluția umană așa s-a generat, nu printr-o similitudine a comportamentului în totalitate, adică nu toți au văzut că un copil și-a luat o piatră și a dat cu ea peste degete, toată societatea a luat și a dat cu piatra peste degete și a rămas fără un deget. Nu. Fiecare a avut propriul lui echilibru și discernământul despre ceea ce crede că este bine sau rău. Dar eu cred, cu convingere, că Ministerul Sănătății, toți factorii implicați au obligația informării corecte a ambelor situații, și dacă se vaccinează și dacă nu se vaccinează, a informărilor corecte cu datele pe care le avem într-un anumit moment, pentru că datele sunt într-o permanentă mișcare și schimbare în funcție de evoluția organismelor vii, după și cu sau fără vaccinare. Nevoia de transparență este necesară, este actuală și în acest domeniu, cum este actuală în toate celelalte domenii pe care le-am abordat mai devreme în discuția noastră. Domnule Dima, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Vă aștept și săptămâna viitoare, pentru că au rămas 5, 6, 7 subiecte nediscutate. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere! Vă mulțumesc de invitație!